Warrior Nano. E de fapt un baton 4 cu buton în spate și buton lateral, mic, mediu, mare, mic, mediu, mare. În general, lanternele astea de tip tactic bat mai departe, adică au, observați, acea punct central destul de concentrat, dar avem un halou foarte mare, deci eu acum îl țin acolo sus și vedeți aici în zona asta, da? Se vede perfect, da? Mic, mediu, mare și turbo. Bineînțeles, e foarte multă lumină, deci e o nebunie. Uite, dacă îl pun așa să reflectă, pupilele mele se contractă rău și nu vreau asta. Da? Micul ăsta este foarte, foarte bun. Poți vedea de la apropiere detalii foarte bune. Da? Avem butonul din spate. Da? Așa se aprinde pe mediu, așa pe mare, de la butonul din spate, 2 trepte. Dacă vrem să-l folosim așa. Avem încărcare magnetică pe buton, avem fixare magnetică. Da, stai să vă aprind un pic lumina. O să vă arăt rapid. Este o lanternă mai mult de exterior, ea merge și aici pe interior, dar... Da. Se poate prinde așa, magnetic, ca o lanternă de backup, este absolut fabuloasă. Frumos, se poate prinde pe orice suprafață, pac, aici sau în sus, foarte multă lumină, da? Sau aici, fixare foarte bună. De obicei, lanternele astea care aveau și buton, magnetul nu era foarte puternic, dar acum este extrem de puternic. Au modificat ceva, nu știu ce au făcut, dar fixarea este una foarte, foarte puternică. Se poate folosi, bineînțeles, și ca lanterna frontală, se poate prinde pe șapcă. Lanternuța pe modurile maxim se încinge destul de tare, că e foarte mică. Deci clar ea este făcută să fie folosită pe modurile astea mic, mediu, cel mult mare. Deci în felul ăsta acum am o lanternă frontală, da, prinsă la șapcă, frumos. Da, este ușoară, autonomie bună. Warrior Nano. Deci o lanternă absolut, absolut fantastică. Un baton 4, să zic, pe un pic de steroizi cu butonul în spate. O lumină mediu, mai concentrată. Lanternă așa tactică, să spunem, și vedeți diferența. Avem punctul ăla central destul de mic, haloul mult mai mic. Automat cantitatea de lumină concentrată este mai mare. Mic, mediu, mare. Ok, și turbo. Bine, pentru distanța asta este ucigătoare, mai ales pentru ochii mei. Ok, pe butonul din spate avem modul ăsta mediu, care este perfect utilizabil pentru aceste distanțe, sunt undeva la 20-25 de metri până la casă. Da? Și modul maxim. O lanternă foarte interesantă, concentrată, da? Bate și departe, dar o și poți folosi în mod decent, să spunem așa, la utilitate. Pe lângă casă, să cauți ceva ca lanternă de backup, plimb cățel, pe bicicletă, merge bine, cu autonomie destul de mică, bineînțeles, dar avem 4 cm de lanternă. Na, Dar e o lumină ucigătoare. Asta vindem, asta face Olight. Vedeți exact ce cumpărați. Pac, prindere magnetică, am luminat tot. Da. Mic, mediu, mare și, bineînțeles, turbo, dar nu-i pentru asta. Nano, deși e o lanternă destul de concentrată, poți să-ți schimbi liniștit o roată, pentru că avem, este foarte multă lumină. Da? Nu e lanterna perfectă pentru jobul ăsta, uite, chiar vorbește, da, asta e, dar lăsând-o pe o intensitate mai mică, după cum puteți observa, se văd detaliile foarte bine, totul este absolut perfect, pot să o folosesc. Avem și fixarea magnetică, deci totul este ok. Cea mai mică lanternă tactică de la Olight. Au, ce poate să fac? Au distanțe foarte mari și e și lumina. E absolut incredibilă. Deci toată seria asta mică de la Olight este, chiar e wow. De asta e cea mai vândută serie în America.